eu sunt Mirela Vescan și bine ați venit pe canalul meu de YouTube și nu uitați să vă abonați, să dați subscribe. Ce aș vrea să spun întotdeauna este faptul că îmi place să susțin mărcile românești, brandurile românești. Și uite, am o invitată foarte frumoasă care ea a creat o marcă românească. Daniela. Pe numele întreg Daniela Mincu, bine ai venit! Bine te-am găsit, Mirela, mă bucur să te revăd! Hai să începem! Sim. Tu ai creat un brand românesc, da? Unde se fabrică aceste produse și cum se numește gama pe care ai creat-o? Brandul se numește Cremeria și în funcție de tipul de ten avem două game. Gama simplă, care are o compoziție bogată în uleiuri naturale și unturi, naturale și gama Must Have, care are o compoziție bogată în ingrediente active cunoscute, cum ar fi peptidele, vitamina C, retinolul și cafeina. Ok, foarte bine. Ce ești tu la bază de ai putut să faci o astfel de gamă? Ce specializare ai? Ce studii ai? Sunt director. Eu de profesie sunt farmacist. Nu știu dacă atunci când am început crearea acestui brand a avut vreo importanță meseria, poate că lucrarea de licență a fost șamponul și pe parcursul următorilor ani mi-a venit ideea să dezvolt un brand românesc care să conțină ingrediente naturale în procent de 99%. Ei, da, tu la bază, dacă ești farmacist... Am putut să înțeleg mai bine, într-adevăr, conceptul și ceea ce înseamnă un produs cosmetic și să analizez formulele produselor pe care le-am creat în colaborare cu chimiști specializați în industria cosmetică. A, deci nu faci tu singură de capul tău. Mai apelezi la persoane de specialitate, da? Și tu ești farmacistă și asta mi se pare că te califică drept o sursă sigură de informație și de cunoștințe, pentru că doar ai învățat toată facultatea. Cât ține? 5 ani? Numai despre plante și alte alea, e normal. 5 ani, facem foarte multă chimie, într-adevăr avem și o materie care se ocupă cu studierea plantelor și a extractelor și ajută foarte mult să înțeleg interacțiunea medicului și a produsului cosmetic în îngrijirea pielii. Este foarte important să existe o comunicare, mai ales dacă avem o piele sensibilă, o piele cu probleme, să se poată comunica cu medicul respectiv. De aceea, la noi, majoritatea clienților sunt cei care au piele sensibili și comunicăm foarte mult cu medicii de specialitate. Foarte bun. Deci, mai spune-mi o dată, publicul tău, care e categorie de populație îi te adresezi? Mă adresez cu precădere femeilor trecute de 30 de ani, pentru că se pare... Dar cu retinolul ăla nu-i bun pentru acne? Acne e aici la 15 ani? Dar produsele Cremeria conțin o cantitate mică de retinol, astfel încât să asigure o ușoară exfoliere, să meargă mai bine pe tenul matur, pentru că nu vrem să creăm reacții alergice, reacții adverse, retinol în concentrație mai mare, poate duce la apariția diverselor reacții și cel mai bine poate controla medicul dermatolog. Medicii ce spun despre brandul tău? Cunoști medici care au folosit sau au recomandat o gamă, gama ta și un produs de la tine? Da, sigur, avem câțiva medici cu care lucrăm. Unii ne știu produsele, dar nu pot spune că avem o relație strânsă. Probabil că folosesc doar pentru ei, asta ne am observat din comenzile pe care le avem pe site. Ei sunt mulțumiți în primul rând pentru că intră foarte repede în piele produsul, nu au parfum, majoritatea nu au parfum și hidratează foarte bine. În general, produsele Cremeria ajută la hidratarea pielii și pentru că au acid hialuronic, am creat chiar și hrănirea pielii. Exact. Și o noutate? Zi-ne o noutate. Produsul de care eu sunt foarte încântată și pe care l-am scos exact la finalul anului 2020 este crema contur ochi și buze, care conține două molecule de acid hialuronic, peptide și... Două molecule? Deci, cutiuța asta sunt două molecule de acid hialuronic. Sună frumos. Da, într-adevăr, este un produs lejer care hidratează zona din jurul ochilor, dar și buzele. Poți să deschid? Desigur. Chiar
Numesc textura e foarte faină. Ei, nu pun și mâna. A, miroase așa foarte suav. Mirosul se datorează extractului de vanilie, este un extract natural, iar concentrația este foarte mică, astfel încât să nu miroase puternic. Și dar să aibă o senzație plăcută la aplicare și să se simtă un pic din parfumul de vanilie. Ok, pot să-i pun capacul și să zicem, să reluăm discuția, deci cu această cremuță nouă apărută, da, pe da. Care o găsesc pe site-ul tău, cum se numește cremeria. Site-ul? Cremeria.ro. www.cremeria.ro. Foarte bine de știut. Și dacă am hidratat buzele și zona din jurul ochilor cu crema, cu această cremă, pe restul feței ce am să pun? Pentru un ten foarte uscat recomand crema Ricci Ricci, care este bogată în Ricci Ricci? Da. E și amuzant cum da. Sună, da? Ricci Ricci. Conține o cantitate mare de unt de cacao, unt de shea, ulei de baobab, ulei de migdale. Bun, și are Pronalen Bio Protect, care formează un film protector și împiedică acțiunea factorilor de mediu să agreseze pielea. Foarte bun, așa. Iar pentru hidratare este acest ser, care de altfel... Serumul, el în sine este un vehicul hidratant, dar cu cât este mai bogată chestii, cu atât este mai... Da, uite. O să spun acum o picătură să vezi textura acestui produs care este hidratant, adică el conține o cantitate mare de acid hialuronic, peptide și mai avem un ingredient activ cu rol de hidratare, care are studiu clinic de eficacitate. Are efect antirid, hidratant, are și un rol puternic antioxidant datorită combinației de vitamine, minerale, conține vitamina E, conține vitamina K, conține dacă, două molecule dacă de dacă are vitamina K, înseamnă că este foarte bun și pentru cuperuză, nu? Da, într-adevăr, dacă așa este. Este antihemoragică. Da, vitamina K este foarte bună în produsele pentru cuperuză. Deci, două produse foarte bune, românești, asta e important, două produse foarte bune românești pentru tenul deshidratat și uscat, pentru că acum când ieșim din iarnă și vine primăvara, practic avem mare nevoie așa este. Să hidratăm pielea și tenul. Bravo! Foarte bine! Te felicit. Mulțumesc. Și te mai aștept să vii să ne mai povestești despre noutățile tale și să ne bagi în lumea ta. Și eu vă mulțumesc tuturor că sunteți pe canalul meu și vă rog să nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de subscribe și mă puteți găsi pe Instagram, pe Facebook și pe site-ul www.mirelavescan.ro.